Fraților, bine m-am găsit. Rămânem cu regretul că l-am văzut și în această seară. Avem specialiști, avem oameni pe care îi putem asculta de dimineața până seara, dar n-avem cu tremure. Ce păcat. Ce păcat că alții se lăfăie cu astfel de informații, ni se scurgeau ochii pe ecranele televizoarelor, nu mie, general românilor și oamenilor care lucrează în televiziune de știri. Le-am simțit pulsul în această seară. O stare dintr-aia, așa cumva de o crispare dintr-aia care ducea așa la o furie, la repede trebuia să-ți aprinzi o țigară dacă erai fumător sau să înjuri imediat, să tastezi un pic, să intri pe Facebook, să îți scrii acolo nehotărârea, indignarea până la urmă, faptul că alții au cutremure pe bandă rulantă și noi n-avem decât specialiști. Ce păcat! Mi-am imaginat și eu în această seară cum ar arăta România devastată de un cutremur de ăsta de tip Fukushima Daiichi, așa, și să mai rămână doar vreo 4 supraviețuitori, să zicem Madame Tatoiu, Andreea Pora, Condurățeanu și eventual în îngăduința noastră ultimul pe listă, Grigore Cartian. Deci ăștia 4 să vină la televizor și eventual cu o moderatoare, nu știu, Nadia Ciurlin, dacă vreți, deși nu e neapărat necesar, că ea nu este neapărat o specialistă cu tremurelor. Cineva acolo să vină și să ne vorbească, să se certe între ei, că numai ei au mai rămas, să-și dea dreptate unul altuia, eventual la telefon să pună niște replici de altă dată, aici fără să fie joc de cuvinte, niște replici de altă dată ale lui Mărmureanu Bazalt ăsta, marele specialist, l-am văzut și astăzi pe ecran, înșelându-se ca un prunc, ca un copil de țâță, scria peste tot 7,3 pe scara Richter și el a corectat-o pe Violeta spunându-i că nu, mișoară noastră, nu citiți bine, pe de acolo scrie HVKDJLP. Da, a zis Violeta. Asta înseamnă că asta nu știți cu scara Richter. Este 7,8. Deci un cutremur mare. Ah, da, un cutremur mare, a zis Violeta. Păi ați văzut? Asta ați citit. Ce ați citit dumneavoastră? Păi am citit L, P, G, J, nu e așa. E J, P, L, D, G, H, I. Sigur, e cu totul altceva, vedeți, 7,8 și numai așa a acceptat să discute. El, de fapt, e tufă. N-are nicio legătură. El și cu specialiștii japonezi, el când a discutat cu specialiștii japonezi, probabil i-a tras pe aia de urechi. Voi nu știți nimic. El este trezit zi și noapte, omul ăsta, din somn. Fiecare dată speră să fie cu tremurul la el acasă. Și întotdeauna trebuie să-l informeze băieții, fetele, cine îl sună. Din păcate, știți, domnul Mărmureanu, iarăși nu-i la noi. Asta s-a întâmplat la alții. Să intre și lui odată cartea, să vedeți cum oamenii ăștia care niciodată nu ne-au spus nimic. Toate avertizările astea de 2 bani, că de fapt nu este nicio avertizare. A zis, acum a spus, nu se poate produce unul mai mare de 7,1. Data trecută a zis, tot așa, nu e niciun cutremur pe raza 2013, poate la sfârșitul lui 2014, poate la sfârșitul lui 2016, și dacă vine un cutremur mâine, va spune, ce v-a spus? Ați văzut? Asta spuneam de oameni de nimic, oameni de nimic, dar pentru că așa suntem noi pupincuriși și ipocriți, de fiecare dată când e câte o alertă dintre asta pe undeva, trebuie să-l sunăm pe Mărmureanu. Da? De parcă fără el nu s-ar mai învârti lumea sau n-ar mai ploua la Londra. N-are nicio legătură omul. Chiar nu se pricepe la nimic. Și ăștia care tot dau pe lângă el, bineînțeles, teoria veche, da? S-a petrecut un cutremur în Samoa Occidentală, 19 pe scara Richter, insulele au intrat sub ocean, n-a mai rămas nimic din ele. Există șanse, domnul Mărmureanu, să apară, Doamne ferește, și așa ceva la noi? Și el depinde. În unele zile spune există șanse, depinde cum se trezește. În altele nu există nicio șansă, domnișoară. În altele pericolul este iminent. Eu am avertizat în atâtea rânduri că se va produce și la un cutremur de mare amplitudine. La ce adâncime? Stă un pic să gândește. Asta nu putem să știm noi exact. Dacă va fi unul la o adâncime mică, va spune asta spuneam. Da? Ce-mi place mie întotdeauna este că după ce să dezbate cu tremurul respectiv, de obicei aflat la 9-10 mii de kilometri distanță, cum e și ăsta de la Fukushima, sunt vreo 9 mii de kilometri de acolo, la sfârșitul știrii se spune așa, cutremurul nu s-a resimțit la București. Da? Sau nu există posibilitatea ca
în scurt timp în România să se producă un cutremur de asemenea magnitudine. Sau scrie pe ecran, pur și simplu, pe o burtieră. Pare rău că nu m-am uitat la RTV, dar cred că ea anunțau că s-a întâmplat la Fukushima și valurile sunt deja la eforie. E posibil, nu? Că aia sunt absolut sub orice critică. Deci, cred că au întors-o cum au putut ca să o aducă un pic pericolul și spre noi. Sau pur și simplu un astfel de cutremur mare, așa, e posibil și în România. Oricând un astfel de cutremur se poate întâmpla și la noi. Dar încă o dată regretul că și în această seară, deși ne trecuse glonțul pe la ureche, am scăpat. Bun, haideți să intrăm în subiect, că tot se dezmembrează Libia. Mi-am propus la un moment dat să vă citesc și din Cartea Verde, socialismul în viziunea lui Muammar el-Gaddafi, mort și în condiții dramatice. Nu cred că mai are interes pentru cineva să revenim asupra morții zguduitoare a lui Muammar el-Gaddafi. În această cărțulie, o vedeți aici, o să facem să mai dureze un pic suspansul, nu o să citim chiar acum. Ea este în limba franceză, nu are nicio importanță. Întemeietorul jamahiriei libiene populare și socialiste, toașul Muammar el-Gaddafi, se exprimă cu privire la socialism. Sigur că am fi decepționați cu toții dacă am citit această carte, să vedem ce viziune asupra socialismului avea toașul Gaddafi. Prima parte a cărții se numește Soluția problemelor democratice. A doua este acest socialism ca parte a problemelor economice și a treia fundamentalele sociale ale societății. Chestiuni tehnice, dacă te iei așa după titluri, dar în ansamblu o să vedem la un moment dat când vom avea și timpul necesar și cheful pentru a-l citi pe Gaddafi, că el vedea socialismul cu totul și cu totul diferit de cum l-am trăit noi în Europa. Și că acolo, în Libia, socialismul ăsta avea o față, cel puțin pe hârtie, pe hârtie asta verde. Avea o față, nu numai umană, dar, într-adevăr, revelatoare, așa. Te ducea cu gândul la propășire, la... Se vorbește despre patronat, se vorbește despre producători. Și la ei nu era așa ideea că vine CAP-ul și îi ia țăranului toate curmalele, sau ce aveau libieni. Cert este că până una alta Libia este aproape de destrămare, pentru că partea de est mai bogată în petrol se va despărți probabil într-un viitor destul de apropiat de restul țării. Barca se numește zona aia în arabă, cu Q se scrie, așa, o zonă de altfel la bătaia tuturor vânturilor, pentru că așa ni se spunea și pe vremea când francezii și englezii intraseră în Libia. La ei populația este nomadă. Este formată Libia din sute de triburi, nu puteau să fie conduse sau guvernate de cineva și doar o mână dintre asta de fier, cum a fost Gaddafi, a reușit să le țină pe toate triburile astea sub aceeași pălărie. Dar odată Gaddafi mort, s-a terminat, pentru că nu există nicăieri, nici măcar în Africa, o democrație, să spunem, între ghilimele, de tipul libian. Acolo lucrurile sunt totalmente diferite. Poate că la un moment dat o să alocăm mai mult timp când și breaking news-urile o să apară pe ecran despre Libia. Noi o să fim pregătiți atunci cu subiectele despre fosta jamahirie și actuala țară incontrolabilă. Libia va ajunge în curând o Somalie, da? Adică o țară pe care nu poate guverna și nu poate controla nimeni. Poate doamna Tatoiu, care nu are nicio titulatură, este pensionară și apare fiecare seară la televizor fără să îi se spune niciodată nimic. Toți oamenii sunt prezentați la masă ca fiind ceva pe undeva. Ea este doar Monica Tatoiu. Cred că a locuit și în Libia, mă gândesc. Oriflame-ul ăsta o fi ajuns și prin Libia. Măcar la Benghazi. Erau un pic mai răsăriți totuși decât la Tripoli. Cine știe pe acolo, cum sunt convins că a locuit și în Libia și poate că o să ne poată spune mai mult. Haideți, fraților, să ne reamintim deci socialismul nostru. Țineți minte la Revoluție când am văzut la televizor cada, robinetele, ce-am mai văzut? În dușul, în general, cum arăta toaleta soților Ceaușescu, ce era cu aur acolo, ce era cu argint, Marinescu și cu Brateș coordonau acțiunea. Iată și mânerul de tras apa de la toaletă din aur masiv, la care el spunea, dacă nu, tușau.
tușeau, tată, dar uite ce am aflat astăzi, soții Ceaușescu foloseau și o hârtie igienică din aur, în aur masiv, aur de 22 de carate, prețul unui astfel de sul, păcat că nu știa săraca Nadia Ciurlin, care a făcut 2 ore de emisiune despre asta, ea a tras-o cu tremurul astăzi. Hârtie igienică, uite, vă dau o idee pentru vinerea viitoare, că noi nu o să avem timp să aprofundăm, un sul de hârtie igienică din aur de 22 de carate costă fix, că am făcut socoteala, ne-am și interesat, informația este verificată, 1.376.900 de dolari. Cu asta se ștergea la fund Elena Ceaușescu, după ce mânca o tocană de legume sau niște aripioare de pui, sau neanicul după ce își desfăcea conserva aia de ananas, zis că era mare fan, se ducea din Thailanda special lui, conserve dintre alea găurite înainte și astupate după aia înapoi, perfect, ermetic, să gusta întâi, cum cumva ai alterat și așa mai departe, tot ce mâncau ei, soții Ceaușescu, după aia se duceau la WC-ul, se ștergeau la fund cu o hârtie de aur, de 3 straturi, extrem de fină, ca o bucată de mătase, așa, ca un șervețel dintre ăla pentru copii, subțirele, așa, care să nu cumva să... 22 de carate, 1.376.900 de dolari. Mai găsim astăzi și la palatul lui Gigi Becali, sigur că între timp Dumnezeu i-a luat și mințile și libertatea, bănuiesc că și la el, dacă a căutat cineva, poate că la un moment dat o să se meargă și la el la palat, cum s-a mers la Ceaușești. Se va vorbi tot așa, că și ăsta are din aur orice. Absolut orice. Sunt convins că dacă are un bideu dintre ăla lângă el, mânerul e tot din aur. Orice, tată, este din aur. La Gigi nici măcar n-a negat niciodată chestiunea asta și recunoscut. Sunt atât de prost, a spus, încât dacă nu-i din aur, tușesc. Dar Ceaușeștii nu tușau, dar și-au dorit și ei. Da, după ce au trăit în mizeria aia cruntă, în toată tinerețea lor amândoi, niște terchea, berchea, până la urmă au ajuns să trăiască numai în aur și au fost îngropați în nimic, cu paltoanele pe ei. Dar totuși mă gândeam zilele trecute, ce țară de nimic, ce oameni zero suntem pe scara istoriei, ce rușine să fii român. Da, deci noi am fost conduși 25 de ani, acum ne dăm seama ce înseamnă 25 de ani, uite, încă nici nu s-au împlinit. De la Revoluție 25 de ani și vedeți câte s-au întâmplat. Păi zici că au trecut 100 de ani. Generații întregi, în toate domeniile s-au schimbat toate, tehnologiile, modificări, în stânga și în dreapta. Uitați-vă numai ce a fost în mass media în 25 de ani. Câte descoperiri, câte, ce s-a trecut de la salopeta aia, Cristoiu a ajuns astăzi la tableta Galaxy, nu știu care. Păi cine s-ar fi gândit, bă, fraților, la așa ceva? În fine, tot ce o nenorocire, deci 25 de ani mai vorbesc cu internetul, cu telefonia mobilă, cu astea. E bine, atât am fost noi sub Ceaușești, 25 de ani, această țară, considerată o țară cu intelectuali, cu oameni gospodari, cu oameni destoinici, cu oameni de caracter, a suportat acești doi uluitori, bă, deci niciunul dintre ei nu avea absolvită școala primară, mă. Deci unul cu 4 clase și celălalt cu 2 sau cu 3. Ăștia au condus România, bă, deci nici să vrei astăzi să te duci pe stradă, nu găsești 2 mai proști decât ei. Cu mai puțină pregătire, Ceaușescu, vă reamintesc, era și bâlbâit. Da? Ați văzut cum scriau amândoi. Deci nu reușeau să scrie un s-a despărțit. S-a întâmplat, de exemplu, Ceaușescu n-a scris niciodată altfel decât împreună. S împreună cu A. Da? Deci nu știau o cratimă să pună, mai citit noi odată. Ăștia au condus România 25 de ani. E foarte bine, lasă că Nadia Ciurlin vorbea de rege. Am plinit, mă, doare în cot. Am plinit regele 92 de ani. Mă interesează că am stat 25 de ani sub acest derbedeu și consoarta lui. Bă, în această, fără să mișcăm un deget, mă, cu toții. Ăștia suntem noi români. Ăsta e Giovanni Becali. A, apropo de Giovanni Becali, că m-a amenințat pe rețelele de socializare sau nu știu pe unde dracu zilele trecute, vrea să-mi ia gâtul, fără să-mi pronunțe numele ca să nu riște pușcăria. Vreau să spun că el a rămas tot la aceleași, el tot ăla e cu capul în gură, cu vă fac de la brâu în jos, exact la ce, dar am văzut că a sărăcit. Aveam topul bandiților, milionarilor, vreau să spun, din România.
Giovanni Becali mai are și că un salariu de 700-800 de euro pe lună și e mulțumit cu el. S-a cam dus, că nu mai are din ce să facă bani. Și foarte prozaic așa, foarte plastic pentru cretini se exprimă. Zice, afacerile le-am făcut înainte de Revoluție. Eu trimiteam din Occident familiei și celorlalți tot ce la noi nu se găsea, adică făcea bișniță. Am pierdut sume la casino, desigur, când banii pluteau pe undeva. Acum trebuie să urci multe etaje ca să găsești bani pe criza asta, e frumos spus. Acum numai ăia care iau pot vorbi despre bani. Deci trăiește cu 700-800 de euro pe lună și zice că îi ajunge, mă. Sigur, nu renunță la table, la jocurile de cărți. Are 4 șoferi pe care probabil că nu-i mai plătește, dar își conduce singur mașina. Și lui Văruso, ăsta de acum un pic la Mititica, i-a scăzut un piculeț averea, probabil că i-au furat și hârtia de closet de asta cu firicele de aur. De la 145 de milioane de euro, averea lui Gigi s-a împuținat la 49 de milioane. Plus ăștia 500 de mii de euro pe care i-a luat acum cu golul lui Tatu, cu FC Basel în Champions League, direct în buzunarul lui au aterizat, deci a se verifica 49,5 milioane de euro. În topul escrocilor, topul bogătașilor din România, pe locul întâi Ioan Niculae, 1,1 miliarde de euro, era un titlu mare astăzi la Pro, că ei sunt bogați. Ăștia de la Media Pro, totdeauna le place să vorbească despre bogăție la televizor. Vrei să știți și voi ceva de la mine? Pe vremea lui Ceaușescu se vorbea numai despre sărăcie. De-aia ne dădea filme mexicane. Să-i vedem pe aia cum mâncau câte 12 din același blind. Ia mai lăsați-o, bă, voi cu astea, cu impostura asta, cu bogătașii și îmi dați cu topul săracilor, da? Lăsați-o asta cu... Pro TV-ul am observat chestiunea asta tot timpul, așa, să aibă el o... Dar cine să uită, bă, la voi, mă? În Cavaș, că numai, uite, miliardarii au secat toți. Prostul de Dinu Patriciu, de exemplu, de la 900 de milioane de euro a ajuns la 190. Bă, este superb asta, bă, chiar mă gândeam. Păi, pun și eu o întrebare simplă. Cât de prost trebuie să, de imbecil trebuie să fii, să ai 900 de milioane de euro și tu să vrei să faci afaceri în continuare, mă, păi pentru ce? Explicați-mi și mie, mă. Ăla a avut 2 miliarde la început. Hai să zicem că te-ai mai dus un pic ca la ruletă. Ai tot jucat, de la 2 miliarde. Bă, ok, am 2 miliarde de euro la ruletă, da? Bag, joc. Bă, dacă îmi pic la 900, mă opresc, tată. Cât mai vrei să pierd? Cum să fii, mă? Ok, aș înțelege dacă din tată în fiu, tot neamul tău a fost în business. Și cu toții s-au ocupat numai de afaceri. Au făcut afaceri, cum e familia Dreyfus, că e așa, da? Fac afaceri cu grâne, cum știi ce, au 100 de mii de afaceri. În regulă. Acolo înțeleg ca băieții ăștia ai lui, care au rămas singuri cu mama doar. Tatăl a murit de cancer acum câțiva ani. Au rămas singuri copiii, mititei. Erau 10 ani, aveau la mare când a murit tasul. Bă, aș înțelege dacă el va continua să facă afaceri. Ce să trăiască acum stând pe pernele alea și uitându-se cu binoclu să vadă gagicile pe alt continent de la el din castel. Da, tata a fost om de afaceri. Taică-s-o, bunicu-s-o, adică. Tot om de afaceri și așa mai departe. Din secolul XVI, familia lui Dreyfus face afaceri cu grâne. Au o nepoată pe care ați văzut-o în Seinfeld, aia e. Actrița aia de juca în Seinfeld, cum o chema, mai știu, Luiza lui Dreyfus, sau nu știu, în fine. Deci la ăștia aș pricepe tată. Dar al de Dinu Patriciu, care dacă te duci pe arborele lui genealogic, erau rupți în cur, n-aveau nici sandale să poarte ai lui, da? A ajuns un terchea berchea de ăsta la 2 miliarde și el nu se oprea, mă. Bă, dar câte vieți? Mă întreb și eu, câte vieți are Dinu Patriciu, chiar? Dacă el ajunse la 2 miliarde și lui tot business îi trebuia, bă. Bă, tu nu ești în stare să ți-a ajuns, a transplantat ficatul, a divorțat, a luat-o pe aia, l-a făcut și aia, are de dat miliarde în procese. Cât poți să fii de prost, mă, totuși? Te-au făcut niște țâștii băștii, gen Condurățeanu, sau cum îl chema pe ăla, nu Condurățeanu, Cornățeanu. Te-a făcut Peter Imre, te-au făcut ăștia. Bă, tu ești la nivelul ăsta, mă, când ăia erau niște amărâți și tu aveai 2 miliarde de euro în conturi. A ajuns la 190 de milioane, aproape la sapă de lemn, că mă gândesc că la ce datorii are, pe unde le are, asta aici nu mai contează, care suma asta.
cât îi datorează nevestiții și așa mai departe. Dar cât de prost trebuie să fii? Ai o singură viață, mă. Ai câștigat banii ăștia, evident, fraudând, furând. Pleacă, dom'le, du-te, cumpără-ți o insulă în Caraibe, în Oceanul Indian, unde vrei tu. În Pacificul ăla, în puzderia aia, azuce acolo de insule. Între Australia și Statele Unite, pe diagonala aia, ducându-te, ceea ce e acolo, tată. Suprafața de 4 ore a Europei, numai insulițe, numai oceanul ăla, tată. Stai, du-te acolo, nu mai știi. Mă uit acum, sunt 13 ore de fus orar cu Micronezia. 13 ore de fus orar. Bă, este mirific, tată. Deci niciodată nu ești pacient. Când se doarme aici, tu ești treaz. Când sunt treji ăștia, dormi tu. Și niciodată n-ai avea niciun raport, mă. Este colosal, bă, față de orice. Deci niciodată nu sunt ăștia în România și cu ăla care stă acolo pe aceeași lungime. Nici măcar nu te poți întâlni. Nu poți să-l suni pe ăla niciodată. Dar când la tine e zi, la ălalt e noapte și invers. Se pare genială treaba asta, mă. Tu în loc să te duci să stai acolo, să-ți faci o casă, cum vrei tu, cu turnulețe, cu manele, cu rolsul la poartă, cu ce vrei tu, ce conta? Stai liniștit, ai un aer acolo nepoluat, la 5.000 de kilometri de cele mai apropiate coaste. Te opreai pe undeva acolo, îți trăgeai o conductă, de-aia îți făceai ca Robinson. Dar tu cu bani, tată. Și făceai internet, făceai ce vroiai acolo. Îți luai cu tine 10, 20, 30 de amici sau de muieri, ce vroiai tu. Le mai schimbai după aia, le mai trimiteai acasă, le aduceai pe altele. De ce să stai în împuțiciunea asta? El stătea în București. A mai stat la Londra, a mai stat pe la Milano. Oricum, avea afaceri aici. Stătea prin ședințe prostul de dimineața până seara în București. Bă, de dimineața până seara își mânca ficații cu al de Peter Imbre și cu ăștia care se uitau la el, mâncau și din pufuleții lui dacă le dădea. Da? Cu ăștia stătea el când avea asemenea sume. Ai făcut toată banii ăștia, du-te Dumnezeule și roagă-te să mai ai de trăit un pic, să profiți și tu de bănuții ăștia, că după aia când ești bătrân, stai și îți plătești operațiile de pe patul de spital. Băi, băiete, deci ce cretini! Asta este lista cretinilor naționali. Da? Îi avem pe toți aici. Ion Țiriac a ajuns și el oricum mult sub miliard, la un moment dat era undeva pe acolo. 850 de milioane ar mai avea totuși Țirii. Hai să zicem că pentru ăsta e ok, că Țiriac nu mai are mult. Frank Timiș, ăsta cu Liberia, cu de cumpărase tot vestul Africii la un moment dat, are și el 850. Dan Grigore Adamescu, 950 de milioane, stai pe locul 2 după Ioan Nicolae și, mă rog, lungă listă. Sunt 42 de femei, ci că în topul 500, nu, 47 chiar de femei. Vârsta medie a acestor bandiți este de 52 de ani. Cel mai tânăr are 30 de ani, iar cel mai vârstnic are 82, că ăla a murit. Iosif Constantin Drăgan, ăla bătea spre sută. Bătea spre sută, sigur că e văduva. Văduva avea vreo 26 de ani, dacă nu mă înșel eu, cam așa era. Deci așa ceva e posibil pe planetă. Tu să ai spre 90, să fii cel mai bogat român și-și luase, mă, de nevastă pe una de 26 de ani. Aia a acceptat, mă. Sigur, omul a murit, e oale și ulcele la ora asta și ea numără bănuții. Cei mai mulți miliardari ar fi în București, adică cei mai mulți cretini. 194. Cum să stai, mă, Dumnezeule, în București? Cea mai mizerabilă capitală europeană, 194 de cretini. Deci ei cu banii ăștia stau în București, bă. Bă, fraților, voi nu datorați nimic țării, să nu vă aud cu tâmpenile astea. Voi ați furat țara. Da, ați furat tot ce s-a putut, pe oameni, pe familie, țara, tot ați furat, ați ajuns la asemenea sume. Nimeni n-a făcut cinstit suma asta, evident, da? Neexistând oameni de afaceri în România, țara trecând prin ce? 2 războaie mondiale, o perioadă de comunism care nu s-a mai terminat și după aia o tranziție ordinară unde numai business nu s-a făcut. Țara nu are nimic, nu are un pod, nu are o șosea ca lumea, da? Nu are un aeroport ca lumea. Nu s-a făcut nimic în România în 25 de ani. E bine, milionari și miliardari avem, oameni care au prădat această țară și totuși au tupeul și în același timp și prostia, evident că nu-i duce capul ăsta, am spus-o tot timpul, să stea în această țară, mă. Deși au lumea la dispoziție. Bine, unii dintre ei, sigur, am spus cazurile lui Becali, familiei Becali și mai departe, ăștia,
nu pot să se ducă în altă țară, întrucât nu știu să deschidă gura, nici măcar în românește, dar aminte, corespunzător, dar aminte, într-o altă țară. Sigur, au bariera asta a limbii, dar nu-i cazul tuturor. Patriciu a zis, stă bine, are ceasuri de un miliard pe fiecare mână. Știe să mulțumească la o cafea de 80 de dolari la Ritz sau la Carlton, nu știu pe unde, pe Coasta de Azur. Deci își ia bou dimineața un cappuccino de 80 de dolari, înseamnă cât de prost trebuie să fii. Trebuie să bei o cafea de 80 de dolari. Da, în fine, ăștia la nivelul ăsta au ajuns, stă ca prostul acolo, să uite, vede același peisaj cum îl ia ăla, care ia cappuccino alături la Nicaia, la 3 euro. Da? N-ai nicio legătură. În Franța un cappuccino atâta costă. Dar dacă ești imbecil, au și ei, să știți. Hotelurile alea unde intra Pierre Richard pe vremuri să salveze gagica de foc, încă nu venise focul, țineți minte alea, ariți la Carlton, acolo da, îți dă la 80 de euro, că asta e, că ești bou. Sigur, când vine aia la festivalul de la Cannes, să duc și ei să bea o cafea la 100 de euro, ca să zică că au fost pe Coasta de Azur. Da, nu e nicio problemă, alături, ți-am spus, este aceeași cafea la 3 euro. E în regulă. Dar măcar să stai acolo, mă. Nu în pipera. În pipera, dacă plouă 24 de ore, îți trebuie cizme de cauciuc de 1,65 m ca să poți să ieși. Și trebuie cizme de cauciuc pun pe aici. Așa. Ca să pun pe aici, așa. Ca să poți să ieși din... Ei acolo stau. Da? Că n-ați înțeles prea bine. Sau un cartierul francez cu toți maneliștii, da? Sau un Băneasa cu Dan Voiculescu și cu aia. Extraordinar. Bravo, mă! Într-adevăr. Deci ăștia sunt. Haideți să mai vedem. Mai sunt 34... în Cluj, 24 în Constanța, miliardari, 17 la Sibiu, 16 la Brașov. Dosarul mită pentru PSD, asta așa la postscriptum, l-a adus pe unul dintre ei în fața procurorilor, pe Ioan Niculae, care l-acuză că ar fi dat 1 milion de euro șefului de la filiala Partidului Social Democrat din Brăila. Așa e, bă, deci tu ai 1 miliard de euro și umbli cu găinării, cu PSD-ul, bă. Bravo, bă, frate. Deci asta nici nu merită decât aplauze prelungi și repetate astfel de oameni. În evenimentul zilei, ediția de weekend, subiecte tehnice, dosarul Hidroelectrica, clujanul care a oferit mita de 2,8 milioane de euro, învârte mare afaceri cu energie și gaz. Asta e România, mă. Ăștia sunt, bă, oamenii, că de asta vorbeam despre ei. Uite, ăștia sunt. Vedeți ce burtică are băiatul ăsta? El n-ar ști să trăiască în nicio țară a lumii. Ar muri de inaniție în loc să se ducă în Nauru, bă, în Kerguelen, în Vanuatu, în Palau. Și la revedere, tăticule. Acolo nici măcar fusul orar, nici măcar prefixul telefonic nu este cunoscut în România. Intri cu Google și ăia ți-l dau greșit. Deci nu poți să formezi. S-a dus acolo la revedere. Bă, mi-a trecut niciunuia prin cap. S-a dus Borcică, dar el tot manelist. S-a dus la Miami. Miami tot cu manele. Și el s-a dus acolo exact pentru asta. Să facă niște mititei falși, grețoși, ordinari în carne de câine sau ce-i face. Tot pentru manele. El nu s-a dus într-un loc al planetei unde să zică, bă, stau și eu liniștit. Da? Nu, s-a dus tot la Gherțoi. Pentru că acolo era între ai lui. Atenție, nu credeți acum să-mi dați exemplu, uite, Cristi Borcea a plecat. Da, dar a plecat după ce și-a schimbat sângele de nu știu câte ori, că mâncau proștii fructe de mare la micul dejun, numai de aia că aveau bani. Așa mânca Borcea, se ținea de nas și dădea fructele de mare pe gât. La 7 dimineața, aia nevastă s-a plângea Mihaela și zicea, dar de ce nu putem să mâncăm și noi niște rulade, niște pariză, taș dracului, că nu de asta am muncit. Adică unde asta am furat. Ca să mâncăm fructe de mare, dar nu să bem ceai. Ceai am băut în armată, zicea Borcea. Nu mai vreau marmeladă, pâine prăjită. Mâncau caracatiță întreagă la micul dejun, că așa auzis el că fac vedetele. Au mâncat stridiile alea, midiile alea, aduse de pe munte, le aduceau peste tot din lume, da? Și au făcut, nu știu, s-a alterat sângele. Ce dracu au avut cu mercurul ăla. Fiecare midie din aia, fiecare scoică conține o cantitate infimă, oricât ar fi ea de curată și de bine crescută, conține o cantitate infimă de mercur. Dacă mâncai sute de chile într-o lună, bineînțeles că riscai să o mierlești. Deci așa sunt, bă, românii, care ce oameni de afaceri sunt aia?
că ei când s-au născut n-aveau în casă nici măcar o jucărie, n-aveau o păpușă, n-aveau, mai vorbesc de carte, n-aveau nimic, aveau poate un câine care lătra la ușă și atât. Asta erau. Au devenit miliardari și trăiesc în cloaca asta. Măcar dacă ar fi făcut ceva în țara asta, să modernizeze ceva, să zică, uite bă, 25 de ani, cum arată România, cum arăta acum 25 de ani. Sunt țări în Europa și v-am tot dat exemple. Țări care acum 25 de ani erau la sapă de lemn și care acum sunt remarcabile. La noi nu s-a făcut nimic. Ei totuși trăiesc în aceste locuri. Să nu uitați, fraților, mâine spre poimâine, vestea bună a weekendului asta este și ne amintește și evenimentul zilei, da, ora se va schimba, deci duminică dimineața când ne vom trezi, să dăm ceasurile cu o oră înapoi, ne trezim la ora 10, duminică este de fapt ora 9, ora 4 va deveni ora 3 pentru cei care vor să schimbe ceasul în direct, vă treziți la 4 și îl mutați la 3, dar nu în această noapte, ci noaptea de sâmbătă spre duminică. Chiar vorbeam înainte de emisiune, niciodată nu reușim să știm când se schimbă ceasul în bine și când în rău. Bă, de fiecare dată ajungem în situația asta să ne întrebăm, acum oare cum să dă, înainte sau înapoi? Uite, să reținem acum, fraților, în octombrie să dă ceasul în dărât și în martie, la sfârșitul martie, va trebui să-l dăm înainte, aia va fi catastrofală, duminica aia. Știu că întotdeauna se întâmplă așa, te culci și târziu în noaptea aia, uitând, bineînțeles, de oră, și a doua zi dimineața când te trezești, ouului, 10, zici. 10 jumate. Și de fapt e 11 jumate. Și după aia ești nervos și bineînțeles să-ți merge prost toată ziua. Să duc orele alea val vârtej. Măcar acum să profităm din plin de această duminică, pentru că oricum te-ai trezit, totuși câștigi o oră. Practic asta este informația weekendului. Au scăzut imobiliarele, spuneam, și oamenii de afaceri sunt la sapă de lemn, dar nu chiar toți. Nu chiar toți. De exemplu, în comuna Prăjești, la județul Bacău, un județ foarte popular în această emisiune, un cetățean, cu ea nu-i mergea rău, bineînțeles, aștepta el zile mai bune, dar oricum era pe linia de plutire, ce s-a gândit? El să-i fure vecinului tot vinul pe care acesta l-avea în pivniță. Da? Sau un beci, nu știu dacă termenul de pivniță este cunoscut neapărat în această regiune. E bine, omul a intrat în casă, la pivnița sau în beciu vecinului, a pus furtunul, a venit cu o canistră, 100 de canistre, nu știu exact, și a început să ia vinul ăluia cu furtunul. Mai trăgea și el din când în când ca să nu fie chiar pe uscat, însă a nesocotit monoxidul de carbon cu care s-a și intoxicat, și că nu putuse să-i fure lui ăla decât o canistră, că la a doua a leșinat. Dar pagubă i-a făcut, întrucât deschisese ca un adevărat hoț butoiul de 300 de litri și ăla s-a prelins tot acolo. Mă mir că n-a murit înnecat cetățeanul. Când au venit ăia ai casei, nu mai aveau niciun pic din vinul ăla de 300 de litri, că era așa, până la genunchi, în toată pivnița, numai vin. Ăsta lat acolo, a fugit hoțul în momentul în care au venit ăia, au dat cu bâtele în el, cu ce-o fi vrut să dea. Omul a fugit, dar este în momentul de față prins și va fi inculpat, riscă așadar pușcăria pentru așa ceva și probabil și o amendă în care va plăti cele 300 de litri de vin pe care le-a pierdut. Avea 45 de ani șmecherul ăsta, 2 litri ce apucase să tragă, dar 300 i-a dat pe jos. Acum, sigur că ideea, știți care e, există vin de calitate în România la țară. Omul fura o poșircă ordinară. A auzit cineva de vreun vin de calitate la țară, în județul Bacău? Evident că nu se putea bea. Dar știți cum e, omul mai făcea un grătărel la el în curte și bea tâmpenia asta de vin. Cu toții bem vinul ăsta de la țară lamentabil și zicem că e foarte bun. Asta este. Duci la nas prima dată paharul, îți miroase a benzina, o cloceală de asta, după care guști un pic și zici, da, foarte bun. Foarte bună, cu glasul stins, așa, cu ochii bulbucați. Nu există vin de calitate, nu lăsați în pace. În România tot vinul e prost, pentru că noi nu știm să facem vin. Să producem cantități de asta. În orice caz, oamenii care îl fac la ei în curți, n-au nicio calitate, pentru că via aia nu este făcută să producă vin. Strugurii nu sunt de viță nobilă. Da? Niște porcării care... Da, sigur că pentru consumul intern, românul nu-i cunoscător de băuturi. Noi suntem aia care bem cea mai multă bere la PET.
din lume. Practic, există nicio altă țară unde să bea atâta bere la PET. Aproape că nu mai există bere la sticlă. Atenție, București, vorbesc la țară, nu mai există de mult. Deci, într-atât de mult s-a dus deștept ăla care a inventat totuși berea la PET. Pentru că aia nu este practic bere. Aia este o apă făcută așa cu niște acid sau cu niște spumă și nu are nicio legătură cu berea. Nu stă să fermenteze 30 de zile cât îi trebuie unei beri de calitate. Stă 48 de ore maximum. E băgat acolo, e ieftină, pentru că ea nu costă de fapt nimic. E niște apă, încă o dată spun, amestecată cu ăștia când îi auzi cu gustul amărui și cu... Bă, berea nu trebuie să aibă, mă, gust amărui. Aia e o prostie. Și cu cât e mai amară, cu atât e mai proastă. Așa și la vinul ăsta. Este ceva înfiorător, evident. De vinul de țară, bă, da? În cantități industriale, ca să te îmbeți, tu fiind un om de joasă speță, sigur că e foarte bine venit. Tu nu stai să guști calitate, nu știi ce e aia, calitate. I-am văzut de multe ori pe ăștia, care n-au băut decât poșirca asta, dând în viața lor o singură dată de un vin de calitate, băut un pic și l-au pus deoparte. Nu știau ce e aia. Da? N-ai cum. Dacă n-ai gustat niciodată din asta, sigur că ți se pare ăla foarte prost. Dar cu vinul, mi-a spus mie odată un francez o vorbă pe care trebuie să recunosc, nu o știam. Noi venim dintr-o țară de cretini. Mi-a spus o dată foarte clar, bă, în Franța, zice, nimeni nu se îmbată cu vin. Și nu există chestiunea asta. Vinul este o băutură venită de la zei, nobilă, să îmbată nimeni. Vrei să te îmbeți? Vei poșir, că stau și ei. Vodcă de aia de proastă calitate. Tării dintr-alea. Îți iei o sticlă de aia, o dai pe gât, ești mangă. Să îmbată lumea cu vin. Și asta e la noi prostia, exact ca și cu berea la PET. Duceți-vă, bă, în Cehia sau în Austria, să vezi bere la PET. Nu există nicăieri așa ceva. Bun. Am ajuns la Varan. Mi-a plăcut chestiunea asta. L-au reziliat, după cum ziceam și zilele trecute, pe Mihai Bendeac de la juriul ăla unde urma el să presteze pentru Antena 1 la România Dansează. Acum, Bendeac nu a reușit nici măcar să-și rezilieze contractul. E în aer, da? A zis că se află într-o situație disperată. Singurele soluții ar fi instanța și scrisorile către diferite ambasade și instituții europene. Scrie, domnule, de exemplu, în Africa de Sud, dacă trimiți, ajunge la Zaharescu. Perfect ar fi. Ăla e consulul României în Africa de Sud. Eu zic, Mișule, să le faci o scrisoare sudafricanilor. Țară totuși democratică, tot am vorbit de vin ceva mai devreme. Au vin foarte bun acolo, la două oceane. Multe vinuri aduse din Franța, făcute pe un sol remarcabil, mult mai bun decât ăsta european. O să bea și cu măsură, sigur, tașul Zaharescu. Dar e bine, uite, acolo ajunge scrisorica la consulatul României de la Cape Town. Să uite așa, domnul Zaharescu, Mihai Bendeac. Da? De ce? Pentru că așa a vrut el. Exact cum a zis și Victor Ponta când l-a trimis acolo. Deci asta ar fi soluțiile. Instanța, da, instanța durează câțiva ani, scrisori către ambasade și instituții europene nu prea ajung, iar dacă nu, trebuie să continue să facă show-urile așa cum vrea trustul, adică lista de invitați disponibilă, ceilalți fermoar pe gură. Bendeac spune așa, ceea ce eu nu voi accepta niciodată. E, o să vedem acum. Deocamdată ceea ce așteptăm noi este ca Mihai Bendeac să treacă la dezvăluire, așa cum a promis. Dom'le, dacă nu se rezolvă în câteva zile, fac pasul decisiv și îi voi ataca, voi spune totul despre ei, așa cum a făcut Oreste, cât s-a priceput și el, da? A dat un pic în stânga și în dreapta. Eu zic că e cazul, Mișule, cu limbajul tău, cu expresiile tale, să ne povestești un pic despre Varan. Așteptăm zilele viitoare. Un caz interesant în Columbia, o mamă a vândut virginitatea celor 12 fiice minore pe care le avea, ăsta da, bulan. 12 fete, fraților, avea femeia asta. Mai avea încă două, 14 avea. Două erau foarte mici și nu putea să vândă încă. Dar 12 fete minore, dar totuși crescute un pic, da?
toate, bineînțeles, virginele, a vândut virginitatea pe 200 de dolari bucata. Mă rog, femeia riscă 10 ani de pușcărie. Mi se pare incredibil asta. 100 de ani, 450 de ani lua în Statele Unite, în anumite zone. În Columbia riscă 10 ani. Poate că o să ia vreo 2 ani cu suspendare, așa. Cam ce a făcut ea este cam ce a făcut fenechiul la noi. Transformatorul, da? O să-i dau cu suspendare, cu... Incredibil, bă. Deci când fetele împlineau vârsta de 12 ani, suflau un lumânăr și se duceau la produs. Femeia din Bogota, da, a 45 de ani, bă, da, a făcut asta, bă, tată. La 45 de ani avea 14 fete. Dumnezeu știe, băieți nu putea să facă, probabil, sau cine știe, avea o, la un moment dat, un zid acolo de demarcație în interior, da, care ducea pe fete, băieți, un cotlon dintre ăsta, ca să ne exprimăm altfel, fete la băieți era închis. Făcea numai fete pentru bani. Cum să dai, mă, pe 200 de dolari? Și pe nimic, mă. Păi mai bine să ducea o omenea odată, Ion Țiriac. O chema Ion Țiriac pe asta la Balc. La 45 de ani, păi știți cum s-ar fi uitat Porsche și Lamborghini și Audi aia la ea? Ui, că călăreau după mistreți și acolo luai, tată. Și 200 de dolari, mă. Îți dădea la neamțul un bătat acolo, mangă făcut, sute de porci morți lângă el. Îți dădea ăla, mă, 1000 de euro fără probleme. Dacă nu-ți dădea el, eu luai tu din buzunar oricum. Îi luai gold cardul ăla ca lui Voiculescu și îți făceai praf. Ce oameni, bă, totuși. Bun, și tatăl fetițelor, unul Dejă, parcă, da? Așa, în traducere, da? Dejă, ăsta, Dezideriu, se spunea în limba română pe vremuri, asta era traducerea oficială, 51 de ani are tatăl, a fost cel reținut pentru complicitate. Unul din trei adulți din România, ca să revenim la procesele noastre, printre care mă număr și eu, deci unul din trei adulți din România este în momentul de față implicat într-un proces. Asta a ajuns țărișoara noastră. Sigur că ele nu duc până la urmă nicăieri, nu rezolvă problema în societate. Mai ales că 85% sunt pe latură civilă, asta nu înseamnă nimic. Latura civilă sunt, de fapt, găinării. Da? Exact cum am eu. Da, se enervează unul pe mine, mă dă în judecată. Ok, pe latura penală sunt 15%. Asta este România. Și avem aici declarația lui Cristi Dănileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care spune că românul așa s-a obișnuit el. Nu știu dacă e așa, nu sunt neapărat de acord cu ce spune. Dar zice, noi avem o cultură prin care așteptăm să vedem ce zice judecătorul. Dar una este să ai un judecător care soluționează 20 de cauze pe zi și alta este să ai un judecător care are de soluționat 100, 200 sau chiar 300 de dosare într-o zi. S-a ajuns ca medierea sau arbitrajul să nu mai funcționeze în România, întrucât omul este nerăbdător să vadă ce spune judecătorul și atunci se dă în judecată pentru orice. Deci vedeți și la televizor. Da, mi-a plăcut aia din CNA și a fi povestit-o. Ăia să dau un judecat între ei. Deci, bă, domnule, lăsați un pic cu orgoliu unui om. Nu trebuie să fie mai presus de absolut orice pe lumea asta. Că nu i-a anunțat. Doamna Georgescu aia a fost colosală. Și ca să vedeți cam pentru ce să dau oamenii în judecată în România. Că nu i-a anunțat. I-a anunțase, că i-a anunțat și la televizor. Poate nu i-a anunțat în persoană pe fiecare. Sau le-a trimis un SMS și au considerat că SMS-ul nu e o formă de anunț. Deși este ziua de astăzi. Nu știu ce așteptau. Scrisoare recomandată să-i anunțe că vine să discute despre DDTV. Incredibil, bă, un post care nu exista. Și să vă dau ca exemplu, da? Pentru asta, unul dintre membrii a dat o judecată, Valentin Jucan, pe Laura Georgescu. Păi erau colegi, da? Și la noi se practică, în redacție astea, te dăm judecată. Da, îți spune frumos, așa. Vine unul, îți dă un telefon, sau îți spune, știți, pare rău, vă dau în judecată. Dar ce ți-am, erai ca și copilul meu. Da, așa este, vezi, da, da. Vă dau în judecată, trebuie să vă dau că ați spus nu știu ce. Și să stea, mă, fraților, ce legătură are? Ce credeți că, ce justiție poate să existe la asemenea chestiuni? Te duci acolo în instanță și ce o să spui? Vii cu un avocat din ăla care va vorbi el 15 ceasuri, dar el n-a fost lângă tine. A fost o înjurătură. Ce o să spună avocatul? A, nu, domnule, o chestiune gravă, onoarea clientului meu. Să știți că astfel de chestiuni se pot repeta. Este inadmisibil. Stresul.
Ce vorbești, mă, la te-a înjurat, ți-a zis ceva, tu l-ai dat în judecată. Deci asta este România. Atenție, cifrele sunt colosale. Deci unul din trei adulți are un proces în momentul ăsta. Bă, care or fi ăia doi care n-au, mă? Să iasă în față ăia de n-au procese în momentul de față. Unul din trei, mă, este uluitor. Deci bănesc că vorbim de persoane de la 18 ani în sus, da? La 18 ani în sus, în România, unul din trei, aia de 100 de ani, sigur, nu sunt foarte mulți. Hai, aia de 90 de ani, nici ăștia nu sunt chiar așa de mulți, dar sunt. Ăștia nu au procese. Deci vreau să spun că dintre oamenii până în 65 de ani, cam unul din doi are un proces, mă. Bă, este genial. Pentru ce? Că nu se întâmplă oricum nimic. Că oamenii intră la pușcărie sau nu, este exact același lucru. Ai intră la pușcărie. Plătesc niște amenzi, dacă le-or plăti și pe alea. Trebuie să luăm publicitate și revenim pe finalul emisiunii. Tovarășii lui Harap Alb erau mereu puși pe halză. Gerilă se certa cu Setilă și Ochilă nu se împăca deloc cu păsărlă slungilă. Dar cu oferta de poveste de la creditul divers BCR, Harap Alb îi împăcă pe toți. Și încălzi inima prințesei. Împreună schimbăm povestea. BCR. Mai bine, pentru că putem. Când durerile în gât devin usturătoare, ai nevoie de un medicament. Strepsils Intensiv. Are trei beneficii. Calmează rapid durerea, reduce inflamația și ușurează disconfortul la înghițire. Strepsils Intensiv. Eficient în tratarea durerilor în gât. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cotnari te premiază cu Mașina Vinurilor Tale, campanie în care poți câștiga fără tragere la sorți. Adună dopuri de vin Cotnari și câștigă. Formează din literele inscripționate pe dopuri. Cotnari, pentru 6 sticle cu vin. Grasă de Cotnari, pentru un autoturist. Cotnari, vinul de aur, pentru o mașină de teren. Cotnari, vin de o mașină. Regulamentul complet pe www.cotnari.ro. Nu din nou. Nu-ți vine să crezi, nu? Pornește din prima. Makita, totul e ușor. Motofierăstraie începând de la 799 lei. Ne te simți ciudat, amestit de cap. Parasinus ne aducem în vânătorii de răceară. Ai răcit sau ești gripat, Parasinus te-a liat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Noul Booster Rocker. Sandvișurile și-au găsit starul. O bucată adevărată de pui într-o chiflă delicioasă. KFC Rocker la numai 3,9 lei. KFC, that's so good. Rom Cocos. Doar bomboanele originale Casali au rom veritabil din trestie de zahăr. Welcome to Casali! Yeah! Wow! Ce culoare prețioasă! Ce are ea și eu nu am! Descoperă secretul culorii mele. Noua paletă de lux îmbogătită cu serum cu 7 uleiuri. Până la 30% mai multă îngrijire pentru culori intense, luxuriante și strălucitoare. Noua paletă de lux. Schwarzkopf. Îngrijirea profesională a părului pentru tine. 9, 10. În timp ce odorizantele electrice se țin timp îndelungat în priză, Airwick Freshmatic este sigur și poate sta oriunde. Pentru a pulveriza la intervale regulate o doză ideală de parfum. Exact atât cât trebuie, ca să învăluie în prospețime fiecare colțișor din casa ta. Alege-ți parfumul preferat din singura gamă cu 10 rezerve diferite. Ia cel ceva din Airwick. Dacă pleci, ce faci? Nu mergi? Nu, nu mai merg. Sunt răcicobz. Nici nu pot să respir. Ia Ibusinus. Ibusinus se ajută la răceală și gripă. Poftiți produsele dumneavoastră. Cât mai am de plată la ele? Diferența o suportăm noi. Cum așa? La farmaciile Dona găsiți disponibile peste 1000 de produse cu zero diferență de plată. Asta înseamnă că diferența rămâne doar pentru mine. Intră pe site-ul calculează-rețeta.ro sau întreabă în farmacie care sunt produsele din ofertă. Farmaciile Dona. Drumul spre sănătate. Când vine vorba de sănătate, ți-ai dori să ai parte de tratamente de calitate fără să fii stresat gândindu-te la ce costuri vei avea de suportat. Cu AXA ai acces la servicii medicale de calitate, iar în caz de spitalizare, operații sau diagnosticare cu o boală gravă, poți avea cheltuielile acoperite.
Pentru ca tu și cei dragi să vă continuați viața în liniște, alege asigurarea de sănătate de la AXA. AXA Asigurări. Redefinim standardele. Eu la cumpărături. Când mă gândesc să iau vopsea de păr pentru prietena mea, mă gândesc că urmează și coafură nouă. Mă gândesc că îl facem pletit, apoi mă gândesc la un permanent. Nu, permanent își face mama. Mă gândesc la castron sau ceva mai din reviste. Bob lung. Oricum ar fi, nu vreau să mă gândesc că își face sarmale. Și asta e punga pentru prietena mea, care schimbă coafura, dar uită să-și ia vopsea. Acum e rândul tău să-ți lași imaginația la joacă, pentru că la Mega Image îți permiți să încerci orice. Când e Cristin, mini salam săsesc 350 de grame cu doar 11 lei 99, ce te mai gândești să-ți iei? Durerea nu te lasă să te miști? Voltaren Emulgel pătrunde rapid prin piele și asigură concentrația maximă de substanță activă pentru calmarea durerii. Ai liber la mișcare cu Voltaren Emulgel. Când iau orez cu bob rotund, iau și pâine rotundă. Când iei 365 filet de somon afumat 100 de grame cu doar 10,49 lei, ce te mai gândești să-ți iei? Tehnologie. Dinamism. Design. Noul iX35. Tehnologie și inspirație. Susțin reușitele românești. Alături de Petrom. Și de aceea. Eu sunt câștigătoarea. Eu sunt câștigătorul. Eu sunt câștigătoarea unei Dacia Logan. Participă și tu la promoția Petrom și poți câștiga o Dacia Logan pe zi. Descoperă și noul Logan MCV surprinzător de încăpător, de la 7.790 de euro. Afecțiuni gastrice sau colon iritabil? Antispasmin rezolvă rapid crampele dureroase abdominale cauzate de acestea. Antispasmin, aliatul tău împotriva crampelor dureroase abdominale. Alo? Cu toții avem povești memorabile cu Dacia. Începe o nouă poveste cu noua generație Dacia. Fără nicio legătură, fraților, chiar ne cerem scuze cu clanul Becali, 12 CD-uri de muzică clasică, e adevărat, pălește în fața manelelor lor, colecția mari compozitori, îi vedem aici deasupra pe toți, Chopin, Vivaldi, Bach, Beethoven, Strauss, Schubert, Verdi și așa mai departe. De fapt, mai degrabă să arătăm un CD. Ne vedem aici, cam așa arată. Sunt în total 12 volume la 99 de lei, colecția mari compozitori, trimițând un SMS cu textul litera scris cu majusculă la 1800, tarif normal. Puteți intra în posesia lor, livrarea se face prin poștă sau curier, plata ramburs. În libertatea de mâine, subiecte ioc, când nu sunt subiecte apare Andreea Mantea pe prima pagină, Dumnezeu știe cine o fi și asta, însă prietena noastră, idolul vieții noastre, Antonia, uitați-vă puțin cerul gurii, putem să ne uităm în cerul gurii Antoniei cât vrem, nu mai poți să faci niciun comentariu după asta, da? Uitați-vă bine și ne revedem duminică seara.